Aglomerație mare în Hala Centrală, acolo unde se vând produsele din carne și cele pasteurizate, coadă la tarabele din piață, dar și la casele demarcate ale supermarketurilor din oraș. Giurgiu Veni, care nu a apucat să-și cumpere cele necesare pentru masa de sărbători, au dat astăzi iama în magazinele alimentare. Chiar dacă este ajunul Crăciunului, asta nu i-a împiedicat să aștepte minute în șir la cozile interminabile, doar ca să-și mai cumpere câte un cozonac, o sticlă de suc, fructe sau nelipsiții cărbun pentru grătar. Pe ultima sută, ceva salată, fructe și legume. Carne de porc? Carne nu, nu, nu. Dulciuri? Dulciuri, fructe. Sunt deja puse la produs. Cât a scos așa din buzunar? Pentru tot? Așa de sărbători. În jur de 3 milioane, cred. Vechi. 300, da, de ron. E bine? Da. De anul trecut? Nu, e mai scump. Da, da. Vine moșul? Vine moșul, normal că trebuie, da. Cât a scos din buzunar așa pentru masa de sărbători? Aproximativ 5. Mai mult, mai puțin față de anul trecut? Sute. Cred că puțin mai mult. Niște portocale, niște grefuri din astea, mandarine și așteptăm Crăciunul acum. Cozonace i-ați făcut? Cum să nu? Totul și... În casă? În casă am și cumpărat odată Crăciunul, nu? Cât a scos așa din buzunar pentru mine? Nici nu mai zic, ce să mai... E de ordinul milioanelor, ce să mai vorbim? E toate scumpe. Am cumpărat și porc și asta, nu am să spun... Morcă. 100 de ron? Mai mult? 100? Cred că mai bine. Numai pe porc am dat 100. 1 milion, adică 13 milioane. Așa că... Ce le urați giurduvenilor acum de sărbători? Ceea ce sperăm de 20 de ani. Să fie mai bine. Ultimile retușurile. Cam ce? Apă minerală, fructe, cozonac și hârtie de bucătărie. Cam cât a scos din buzunar pentru masa de sărbători? A plătit... nu am scos mult. Aveți după buget am făcut decât strictul necesar și am încercat să luăm lucruri, da, câte puțin din fiecare și atât. De sărbători, ce le urați? În primul rând să fie sănătoși și să fie mai buni și să zâmbească. Unii au propria metodă de a face bani și de a-și atrage clienții. Chiar dacă piața centrală este plină de vânzători ambulanți care pun la dispoziție coronițe din brad și aranjamente florale specifice de iarnă, Giurgiu Veni s-a orientat mai degrabă către alimentele de bază pentru masa de sărbători.